Vă salut, ciobănaș! În seara asta vă prezint primul miel din 2022. Ca de fiecare dată, am tot timpul o cămiasă oaia. O închid ușa prima dată. Ca de fiecare dată, în apropiere de Crăciun am ei, de când am eu stână, în fiecare an îmi foate câte o oaie. De-aia și când scoperi becii, dacă ați ascultat pe videoclipurile mele, spun că prima dată să aștept să se mărlească una, două și apoi scoperi becii. Trei au fost mărlite, dar până acum numai asta a fătat. Mieluțul n-are o zi, are vreo 4 zile, cred. E o mieluță. În fiecare an am câte o mială, dar numai miele îmi face. Ce-i? Ți-e frică? Ți-e frică? De bine, nu-ți place să fie filmat. Deci nu e mieluța aia care i-am avut. O să vă arăt oaia să vedeți că nu-i. Island sunt dincolo, o să-i filmez și pe aia să vi arăt că nu e același miel. Așa că ea e prima mială din 2022. Două. Nu te speria. E frică pentru că aici cu ea stă și caprele. Pentru că i-am băgat-o aici cu caprele, caprele nu le mai scot la iarbă conins vreo două zile și nu le-am mai scos, o lapoviță și nu le-am mai scos afară. Și pe acum am băgat-o pe ea aici, cu mama ei. Vedeți, abia după câțiva ani iasă mielul aproape ca și mama sa. Vedeți, ochii și amândoi la fel. Mai am de lucru cu... până ajung să am toate la fel, dar este timp. Vedeți că e la fel ca mama ei. Ce-i? Ai văzut-o pe pituță? Așa că ea a venit înainte. Trei oi am avut montate și au fost toate în acea zi. Pentru că dădeau berbecii, s-au răcorit, au început berbecii să dea după oi. Și seara eu separ berbecii la mulți, nu trec la mulți și berbecii. Și atunci seara am și zis, haide să-i separăm că au început să mărlească oile. Dar una din ele s-a mai mărlit încă de două ori, pe lângă data aia. Și m-am gândit că nu o să fete niciuna. Mai am pus aici niște mâncare ca să stea mai într-o parte. În partea asta sunt caprele și nu vreau să... Că după aia să iau la... Mai ales ea, dar tot are meci cu mieluța asta. Ce-i, mă? Le dau lucernă, o să vă arăt ce lucernă le dau. Uitați aici ce lucernă le dau. Vedeți? Asta le dau la voi. Așa, ca să pot să te filmez mai bine. Mamă, să ai cu minte, nu e spărioasă. E o oaie cu minte. N-o fătat la mine. Era frate meu, dormea noaptea și... Dimineața m-a sunat și m-a zis că avem un mieluț. Să iau eu castronul ăsta unde le pun, îi pun boabe. Deci pisicile astea așteaptă ele, cred că eu o să... Uitați, crede că mult capra și le dau lor laptele. Eu acum am mai mult câteva zile, dar eu puteam să o mult, mult, avea lapte. Dar n-am mai, am tot mulsă la câteva zile. Și le-am, păi, tot le-am dat lor și acum vedeți cum caută. Ce-i? Ești prietenă cu negruța?
negruțe aici. Toți mănâncă. Așa că am vrut să vă arăt mieluța asta. V-am spus, nu e fătată de astăzi. Azi e 13, dacă mi-aduc aminte, sau 14, nu mai știu exact. Dar am avut de lucru cu sacrificatul la porcii pentru noi și am mai avut ceva de lucru. N-am reușit să filmez. Și acum zic, hai să-i fac o filmare. Pentru că dacă nu o filmez, va apărea în alte vloguri și o să mă întrebați cum de asta este mai mare decât ai lans mii. Normal, oile ar trebui să înceapă să fete din ianuarie, nu de acum, de la mijlocul lui ianuarie. Nu de acum. Ia, berbeci a fost cam o lună și un pic a fost scos afară, exact. A apărut mieluța asta. Am văzut foarte mulți crescători, nu le place să aibă miei mici. Mai ales pe vară sau pe... Dar mie îmi place, eu... Important este să fete oricând. Acum iarăși am văzut câteva care o să fete mai încolo, spre vară, am văzut că s-au mulit. S-au întors altele. Și mai am și pe vară, o să mai am niște mii. La mie îmi place să am câte un miel așa. Mai ales cum i-am și pe lanț 4. Aia e mare deja, prima, așa lanț și aia mare. O să vă fac acum o filmare să vă arăt și de el. Și pe lanț, că încă nu i-am băgat într-o oi. Mai am niște mei și nu-ți băgați încă într-o oi. Vedeți că aici sunt mieluțe ăștia mai mari. V-am spus de ei că încă nu i-am băgat între oi. Nici oile alea nu le-am băgat. Sunt ca aici.